Site-ul Lumea Justiției, Luju.ro, a publicat noi dezvăluiri despre unul dintre protestatarii Rezist, Florin Bădiță, cel care administrează mai multe pagini de Facebook, printre care Corupția ucide. Într-unul din filme se afirmă că la întâlnirile de taină ale Rezist se consumă marihuana. Luju.ro a prezentat o înregistrare audio efectuată la una dintre aceste întâlniri care îl indică pe Florin Bădiță vorbind despre cum se fac dozajele pentru asemenea țigări. Cunosc faptul și pot susține acest lucru fiind martor la mai multe episoade în diferite locații, când membrii Rezist consumă substanțe interzise și aici mă refer la consumul de marihuana. I s-a spus, aici ultimii de ani faci micro-dozaje. Micro-dozaje și ok, nu se plată. Ești dozaje. Da, micro. Când ai spus, de exemplu, dacă nu mă la ea, voi fac ceva la lui de fiecare. Dacă fumez la viață. Din tumbă. Direct. 20? 5. Dacă sunt cu două persoane, să încerc fi și eu. Care sunt la nu, că pun multul tot. Cum pune țigări și altele care ei. Florin Bădiță a reacționat la aceste dezvăluiri și a postat un punct de vedere pe pagina sa de Facebook. În 2016 am locuit 3 luni în California, unde marihuana este legală, iar statul a colectat $2.8 miliarde din taxarea acestei activități. O parte din bani se duc pentru finanțarea sistemului de educație. Săptămâna trecută am fost în Amsterdam. Mișto că pot fuma legal acolo, ajută și economia. Acum 10 ani câștigau $600 de milioane în taxe din trecerea în legalitatea unei activități recreaționale practicate de milioane de români. 600 de mii practicând asta lunar în România, dacă citesc bine un studiu de acum ceva timp. În înregistrarea de ieri de la Antena 3, unde m-au înregistrat pe ascuns în iulie 2018 într-un spațiu privat, povesteam despre microdozaj, adică să-ți faci 15 țigări dintr-un gram de marihuana. Dacă ești curios, citește acest link ca să înțelegi conceptul. A scris Florin Bădiță pe Facebook, unde a publicat și un link al unui articol din Forbes despre microdozajul în cazul cannabisului. În România, consumul de cannabis este interzis, iar Agenția Națională Antidrog consideră că dezincriminarea sa ar însemna riscuri foarte mari pentru sănătatea publică.